bună dimineața. Acum o săptămână, joi pe 24 februarie, în zori, Rusia a invadat Ucraina. Atacul a fost dat din trei direcții: din nord, dinspre Belarus, din est, din zona regiunilor separatiste Donetsk și Lugansk, și din sud, dinspre peninsula ocupată de ruși, Crimea. Deși s-a crezut inițial că armatele ruse vor face arșice rezistența ucraineană, ei bine, pare să se fi întâmplat exact contrariul. Ucrainienii opun o rezistență foarte eficientă deocamdată. Abia ieri sau azi noapte, rușii au reușit să ocupe primul oraș semnificativ, Herson, care este port la Marea Neagră. La telefon este Harry Bucurmarcu, expert în securitate militară. Bună dimineața! Bună dimineața! Vorbeam acum exact o săptămână, în ediția specială de la Europa FM, despre atacul rusesc. Cum evaluați acum, după 7 zile, situația de pe teren? Ce v-a surprins cel mai mult? Mă surprinde faptul că încă rușii mai sunt în Ucraina. Încă în Ucraina? Da. Deci ei ar fi trebuit să plece deja. Știți de ce? Deci dacă asta ar fi fost într-adevăr o operație specială militară, specială între ghilimele, pentru că nu există în termenul militar chestia, în terminologia militară chestia. Deci misiunea lor ar fi fost să elibereze Ucraina de... poporul ucrainean de fașiștii de la conducerea Ucrainei. Lucrul acesta nu s-a întâmplat. Dar, în schimb, au reușit să disloce milioane de oameni de la locul lor. Peste 1 milion au plecat deja peste granița, dar au devenit de refugiați. E o dramă de milioane de copii care nu merg la școală, de sute de mii, dacă nu milioane de oameni care nu au asistență medicală. Deci este o situație umanitară, cu totul și cu totul inacceptabilă, rezultată dintr-o acțiune militară fără nicio noimă. În continuare, nu au noimă. Deci faptul că au ocupat un oraș, probabil că mâine să-l piardă, că nu cred că sunt în stare să mențină sub ocupație militară vreo localitate mai mult de o zi, două. Și să vă spun și de ce, foarte repede. Ei s-au pregătit pentru o operație de aceasta, de prezență militară. Au lovit din aer câteva obiective militare, după care s-au prezentat pe teren ca forțe liberatoare, care nu au fost primite deloc bine și nici ca forțe liberatoare, ci ca forțe de ocupație, moment în care i-ar fi trebuit să se retragă, eventual să-și refacă tactica, să-și pregătească trupa pentru alt tip de război decât cel pe care îl pregătiseră inițial. Pentru că soldații ăștia nu sunt în stare să, o ocupație militară pentru asupra unei populații ostile se pregătește din timp prin antrenamente specifice. Adică, deci dumneavoastră spuneți că trupele ruse dețin controlul zonei în care se află în momentul respectiv, cel mult, dar nu dețin controlul politic și că nici nu pot deține controlul politic. Da, nu este o victorie, să știți, sub nicio formă. Este eventual un moment de orgoliu, uite că în sfârșit deținem control asupra unei localități care era sub controlul guvernului de la Kiev anterior și cu asta basta, dar asta se face cu niște costuri enorme din partea populației locale, care bineînțeles că nu întâmpină trupele de ocupație ca fiind trupe liberatoare. Bun, deci, se vorbește despre frustrarea armatei, era să zic sovietice, armatei ruse, care, observând că nu poate să-și atingă obiectivele, trece la bombardamente masive, ceea ce se întâmplă în Harkov și în Mariupol. Vin informații de acolo că bombardamentele sunt teribile și că orașul este distrus bucată cu bucată, cam cum s-a întâmplat în Groznăi, cam cum s-a întâmplat în Alep. Cum vedeți că se va dezvolta această schimbare de tactică? Și cu ce rezultate? Este o schimbare de tactică. Deci este schimbare de misiune, ca să spun așa. Dar ce încercam eu să spun este o schimbare de misiune cu aceeași trupă care nu e pregătită pentru noua misiune. Vreau să mă înțelegeți. Deci oamenii ăștia, militari ăștia ruși, majoritatea sunt militari în termen, da? Fie rezerviști, fie chiar acum își fac stadiul militar. Deci oamenii ăștia au fost pregătiți să intre în Ucraina doar ca să se plimbe pe străzi, eventual să tragă cu pușca dacă apare vreun inamic. Dar mai departe, ca să preia controlul militar asupra unei localități, nu sunt pregătiți, pur și simplu.
Deci, în același timp, capacitatea de distrugere a armatei rusești este fantastică, nimeni nu o contestă. Dar prin distrugere nu obții victorie militară, obții exact asta, distrugere. Și atunci ei asta fac, în disperare, de că e o disperare. Plus că, deci, lovesc cu nediscriminatori populație civilă ca să-i rupă moralul, să-i determine să se predea. Ați văzut dimineața asta, au început să circulă deja imagini cu primarul localității cucerite de către ruși, care au spus, băi, acum suntem în situația în care nu ne mai putem apăra, dar și ce facem? Murim până la 1 sau îi lăsăm pe ăștia să intre la noi în oraș? Deci ăsta este tipul de război pe care îl duc rușii și îl duc în a șaptea zi. De fapt, astăzi este a opta zi, dacă nu mă înșel. Da, e a opta zi. Imaginați-vă că soldații ăștia nu sunt ăștia care sunt acum prezenți, nu luptă de 8 zile, dar sunt totuși de luni de zile în poziție de asta, de gata de luptă, sunt 2-3 zile în misiune. Și se epuizează și fizic și psihic foarte repede. Și asta ce înseamnă? Își pierd controlul asupra lor, comandanții. O să ajungem să-i vedem cum sparg locuințe, cum rup, intră în magazine, sparg magazine, cum violează, așa mai departe. Adică ceea ce am văzut la orice trupă neinstruită, lăsată de capul ei, în mijlocul populației civile ostile. Da. Aici, deci de asta spuneam că în mod normal ar fi trebuit să-i retragă, pentru că ei nu sunt pregătiți să câștige, să îndeplinească o misiune de tipul acesta. Da. Mulțumesc foarte mult pentru explicații și pentru intervenții. A fost în direct în deșteptarea Harry Bucur Marcu, expert în securitate militară. Deșteptarea cu Vlad Petreanu, George Zafiu și Luca Pastia la Europa FM.